Bună seara! În timp ce investiga moartea misterioasă a bunicii sale, a descoperit un mare secret științific. 10 ani a căutat răspunsuri la întrebări ce-l frământau, le-a găsit și le-a transpus într-un film documentar unde se descrie amănunțit ce experiențe nucleare se făceau în anii 60 în agricultura locală de către savanții sovietici. Și cât de mult au avut de suferit oamenii. Regizorul Dragoș Turea este invitatul nostru de azi, să urmărim un teaser. Am născut într-o țară mică numită Moldova. Timp de peste 50 de ani a făcut parte din Marele Imperiu Sovietic. În această perioadă, Moldova a trecut printr-un șoc industrial. Până și râurile erau forțate să curgă la deal. Mi-amintesc cum bunica povestea că savanții ruși au făcut experimente secrete în agricultura Moldovei. Astfel a pornit călătoria mea. После войны большая группа ученых была направлена в Молдову. Так, есть мутация солнца. Так, молекула, антает он дядит. Елдяму на пойму вене. Изменение хромосом приводит к появлению новых свойств растений, мутаций. В основном здесь хранится радиоактивный В-12-14 и период распада его 6000 лет. Bună ziua, băieți! Bună ziua! Noi căutăm câmpul Gama. Так, улыбочку. Есть такое дело. Я уже снимаюсь не первый раз, и поэтому кинокамеру и вашего микрофона мне на них наплевать. Я спокоен и буду говорить то, что надо. Опасность, радиоактивность, не подходить, не трогать, не брать. Бежать. Сведик помантунка и контаминат. Dragoș Turea, regizorul care a făcut posibil acest film documentar, este invitatul de azi. Bună seara și bine ai venit! Bună seara, bine v-am găsit! Deci tu ai adunat amănunte extrem de interesante, extrem de nescoase la lumină și ai realizat un film documentar. De unde a început toată povestea? Povestea a început de mult, acum 10 ani, în 2009, când, în primul rând, mi-am pus un scop care... așa, mai îndrăzneț, de a căuta un subiect care ar putea atrage atenția oamenilor de la device-urile pe care le au în mâini și sunt toți conectați în ele. Uh-huh. Și a pornit tot de la o confesiune, de la confesiunea bunicii mele, care cândva de mult mi-a povestit că ar fi făcut parte la niște experimente. Dar nu mi-am dat seama care ar fi ele. Nu știam de unde să încep. Și încet, încet, în arhive, am găsit acele experimente de care vorbea bunica și anume erau la experimente... Dar când a confesat bunica? La ce etapă a vieții tale? Da, cândva foarte de mult, încă după... Erai mic. Da, aproximativ după destrămarea Uniunii Sovietice. Și îți mai aduce aminte exact ce ți-a zis bunica atunci? Bine, ea era profesoară de biologie și mereu ne învăța pe noi cum să studiem plantele și care ar fi procesele în plant și aducea microscopul de la școală acasă ca noi să putem studia aceste experimente. Și mi-a zis, nu pot să vă zic exact cuvânt în cuvânt cum a fost. Minte, da. Da, dar spunea că să încerca să fie manipulată planta împotriva voințelor creatorului sau așa, cam în direcția asta. Și încet am descoperit că, de fapt, erau niște chestii foarte serioase care au durat zeci de ani. Zeci de ani s-a investit niște sume enorme în Moldova, încercând să dezvolte energia nucleară, deci să fie aplicată energia nucleară în agricultura Moldovei. Tu ai făcut niște mărturii șocante. Ziceai că până și râurile erau forțate să curgă la deal. Cum se face asta? Cum ai descoperit aceste lucruri extrem de grave? Da, mi se pare și mie foarte ciudat, fiind un subiect atât de... infiltrat, adică se investea la o scară foarte largă,
Puțină lume cunoștea de el, foarte puțină, și mi-a fost chiar foarte greu să găsesc pe cineva care ar putea să-mi facă aceste confesiuni. Dar încet, încet, din persoană în persoană, încet, încet am căutat literatură în biblioteci și am identificat chiar și niște persoane care au vorbit în film. Tu ziceai că totul a început după ce investigai moartea bunicii tale, așa este? Da. De ce a trebuit să o investighez? De ce a apărut această necesitate? Bine, eu încercam să fac legătura dacă ar fi fost cumva bunica afectată de aceste experimente, care până la urmă rămâne ascuns undeva în trecut. A fost greu să fac legătura exactă. Bunica a decedat de cancer, cu o părere de rău, și cred, dacă ar fi existat mașina timpului, cred că aș fi folosit-o să mă întorc în timp. Să o rog pe bunica să nu participe la aceste experimente, că îmi lipsește mult acum, cât nu mai este. Dar toate dovezile și indiciile au dus clar, au demonstrat că majoritatea oamenilor care au fost implicate în acele experimente au decedat. A decedat probabil fiind în, nu știu cum să-i zic, în această dorință de a îndeplini orbește indicațiile Partidului Comunist de pe atunci, care investeau și cu această propagandă că vom schimba și vom reuși, neanalizând posibile consecințe. Și majoritatea, cu păreri de rău, s-au stins. S-au stins majoritatea. Ai cercetat? Ai văzut că au murit de cancer? Sau altele au fost motivele morții? Bine, mare parte, da. Toți au decedat. Mi-e greu să zic acum dacă de cancer sau alte boli teribile, dar confesiunile oamenilor în film, ei vorbesc. Deci oamenii care au văzut asta, care au trăit pe propria lor piele, au văzut aceste decesuri. Eu nu le-am văzut și mi-e greu să zic, dar meseria mea ca documentarist era să documentez la maxim cât e posibil aceste confesiuni. Mm-hmm. Și aventura ta a început acum 10 ani, cum ne ziceai, în 2009. Da. Aici ai început să te informezi, să da. Cauți, să te documentezi. Presupun că dacă ți-a luat atât de mult timp, a fost un proces extrem de greu. Da. Spune-mi, a fost foarte greu. Deci uneori chiar credeam că nu o să mai reușesc să-l mai închei, fiind undeva pe alocuri chiar și tăinuit. Deci încet, în timp, am realizat că aceste instalații lipseau de la locul lor, care erau destinate, care unele erau amenajate într-un câmp deschis sau în alte locuri, și mi-am pus întrebarea dacă au fost luate de persoanele cele care le-au creat, creatorii, de unde a venit. Le-au luat înapoi sau ele totuși mai sunt undeva rămășițe din ele, din aceste mașinării și surse. Cum ai aflat de acele mașinării, de acele instalații? Bine, ele puteau fi găsite în literatură. Cel care cunoaște, e o știință separată care se numește radiobiologie. Nu știu dacă e cazul să o săpăm tare adânc aici, dar în linii generale este efectul radiației asupra ființelor vii, adică tot ce e viu, fie plantă sau om sau animal sau orice creatură. Și atunci să revin la subiectul izotopilor, cei care au dispărut în timp. Și am început să investighez și am aflat că o mare din ele sunt stocate la depozitul deșeuri radioactive și s-ar părea că trebuie păstrate pentru multe mii de ani înainte. Și atunci am încercat să obțin acces, filmez la acea instituție și băteam la uși, la tot soiul de uși, instituții de stat, cu gândul că voi obține acest acces. Dar, cu păreri de rău, forțele nu erau, sau poate spre binele meu, forțele nu erau egale. Eu eram și mult mai tânăr și poate mai suplu, așa, nu atât de, cum acum, mai convingător. Eram mai tânăr și mai aprins de dorința de a obține acces. Dar
ușile nu ți se deschideau. Da, da, practic eram refuzat și această luptă anume de a ajunge la acel depozit a durat vreo 3 ani de zile. 3 ani de zile ai vrut să ajungi la un depozit? Da, descris petiții și refuzuri. La un depozit care practic îți punea viața în pericol. Deci care... e un lucru extrem. Ce ai vrut să faci? Da, și cumva acest depozit e sub titlul de secret de stat. Deci accesul. Deși mi-e greu să înțeleg ce ar fi de ascuns în acel depozit decât niște mașinării care au fost folosite să mai mult să distrugă decât să ajute. Deci am pierdut 75% din biodiversitatea culturilor noastre, care erau și la bunica și peste tot, erau niște culturi care astăzi nu mai există, fiind distruse în timp de aceste modificații, de tentativa omului de a manipula tot ce este în jurul lui. Dar, într-un final, după 3 ani de zile, totuși am obținut accesul și am filmat în acea instituție. Încă o dată, obținând un material foarte prețios, care poate va fi util și pentru generațiile următoare care vor avea de administrat. Fiind o zonă radioactivă, îmi dau seama că ați avut niște echipamente speciale. Cum v-ați protejat? Da, într-un fel da, dar totuși am fost expuși, eu și echipa și operatorul de imagine, Nicu Borș. Pe această cale îi mulțumesc pentru susținerea care a fost cu mine 10 ani de zile și... La fel și el a trecut prin tot procesul ăsta de a realiza un film 10 ani de zile. Am fost expus atunci, am obținut o doză destul de măricică pentru o perioadă lungă de timp înainte. Cum s-au manifestat acele radiații? Cum ați simțit? Bine, am avut și un mic accident la acea filmare. Operatorul de sunet, cu părere de rău, a avut o criză de radiofobie, care s-a manifestat prin organismul acedat și n-a putut depăși momentul să intre, să facă sunetul acolo. Și atunci am fost nevoit să trag eu sunetul în acea zi de filmare. Să zic că am fost afectați, s-ar putea să fi fost afectați mai mult decât credem noi, dar cred că asta e și misiunea noastră, să depășim aceste mici... neplăceri sau cum să zic, bariere, obstacole pentru a crea ceva mai sus de interesele noastre de zi cu zi. Și cum îți aduce minte acea zi? Îmi ziceai că colegul tău n-a putut depăși criza de radiofobie. Tu și colegii tăi, cum ați pășit în acel tărâm neexplorat? Am pășit conștient și hotărât, vreau să zic. Știind, asumându-ne riscurile la care putem fi expuși și, slava Domnului, iată, suntem bine, mersi și astăzi. Cu ce imagine v-ați întors de acolo? Ce ați văzut? Ce ați aflat? Am găsit și am văzut și avem și un interviu foarte valoros care ne arată toate, să zic, dimensiunile sau anvergura asta cu care s-a pornit atunci, așa orbește. Deci investițiile și o groază de mașinării rămase de pe timpul Uniunii Sovietice, abandonate la noi în Moldova, ca o povară, ca un tezaur, să zic, pentru multe mii de ani înainte, care trebuie să le păstrăm. După acest efort foarte mare al tău de a intra acolo, de a lua acele imagini extrem de prețioase pentru filmul tău, documentar, ce a urmat? Alți 7 ani, bănuiesc, de... Alți 7 ani, da. Din nou, da. Să revenim. Nu e un lucru ușor. Deci, fiind un subiect atât de delicat, poate și asta a dus la un proces destul de îndelungat. Fiind accesul la informații fiind cel mai complicat. Era această luptă care nu era egală. Pe de o parte eram eu și pe de altă parte era statul care tot mereu încerca cumva să ascundă aceste chestii. Și ar fi fost un ring de box în care stă Cleopatra Strătan și Constantin Țuțu și se luptă între ei. Bine, eu eram Cleopatra, dacă ar fi să zicem. Și nu era egal, era greu de obținut acest accesul. Și atunci
atunci o mare parte din oameni și instituții au fost binevoitori, mi-au deschis ușile și în final am obținut accesul în mai multe instituții. Cred că avem peste 15 instituții de stat implicate în proiect, pe care eu toți anii ăștia de zile i-am bătut la cap să mă ajute să obțin ori informații, ori acces, ori oameni de știință, ori suport informațional și tot așa mai departe. Deci avem adunată într-un film de 76 de minute o istorie care este foarte importantă pentru toți cei care s-au născut în Moldova, care au vreo legătură cu Moldova și, în general, pentru întregul glob. Este o istorie care merită să fie văzută. Mm-hmm. Ești documentarist, cu siguranță cunoști, dacă s-au mai făcut filme pe aceste subiecte sau mai realizat? Nu, 99% din... De teatru? Am mers în lume cu acest proiect, deja circul cu el de foarte mulți ani. Și, practic, am fost selectat la toate târgurile, workshop-urile și întâlniri de ale industriei cinematografice. Nimeni nu a auzit de această... Deci este un film unicat. Da, putem să-i spunem așa. Mai sunt cercetări, dar nu sunt coagulate, strânse într-o istorie, așa cum se întâmplă în cazul grădinii sovietice. De ce grădina sovietică, apropo? De ce această denumire? Bine, păi asta și-a fost mesajul de propagandă din începând cu anii 60. Deci Moldova trebuie să devină grădina sovietică a Uniunii Sovietice. Ea trebuie să prezinte și să dea pe masa omului sovietic să pună toate fructele și legumele care erau aici. Dar, bine, e un mesaj mai subtil, pentru că s-ar putea să nu fie atât de avantajos sau, bine, să nu fie atât de norocos să porți acest titlu de grădină sovietică. Sună frumos, dar în realitate nu e chiar atât de... Și tocmai de asta, că tu zici că în realitate lucrurile nu stau așa cum cred toți oamenii, spune-ne amănunte, lucruri care nu se cunosc despre aceste experimente absolut năucitoare. Dacă ar fi să facem o comparație cu zilele noastre, nu cred că este o mare diferență între tendințele regimului sovietic și ce se întâmplă în politică, mă refer la nivel global. Deci mereu era o încercare de a crește productivitatea cu un fel de, cum să zic, o chestie care nu era bine gândită, nu știu, să vă dau un exemplu. Deci chiar și florile erau iradiate, se cheltuiau multe milioane de ruble pentru a crea mutanți, flori, pe placul regimului sovietic. Deci se cheltuiau sume enorme pentru a crea niște flori care și așa presupun că sunt suficient de frumoase. Nu-i nevoie să încerci să le modifici ca să-ți creezi o floare care ți-ar conveni ție să fie pe placul tău. Cred că și astăzi mai sunt așa tendințe unde se cheltuie resurse enorme pentru niște chestii care nu sunt suficient de justificate. Bine, resursa este o chestie, dar partea nocivă în acest proces, spune-ne despre ea. Partea nocivă, în primul rând, oamenii sunt expuși radiațiilor pentru a crea o floare. Prin ce metode? Mai explicit, te rog. Bine, nu știu cât... erau folosite radiația în diferite metode. Erau supuse semințele, stratau cu radiație înainte de a fi plantate. Uh-huh. Și aceste metode creau mutații spontane. Deci schimbau structura DNA-ului, se schimba procesul, cromosomul în plantă, în structură. Și atunci apăreau tot soiul de aberații cromozomale care făceau plantele să fie de câteva culori, porumbul să iasă negru, roșu, albastru și tot așa. Și
toate aceste tentative nu știu cât de... n-au adus până la urmă un rezultat care s-ar fi așteptat lumea la acel rezultat sau chiar aceiași savanți. Nu puteau controla, da, i-a provocat anumite aberații cromozomale, dar până la urmă scopul suprem era de a forța planta să crească în productivitate, supunându-o la aceste șocuri radioactive. Și el, schimbarea s-a întâmplat, dar nu neapărat spre bine. Și... dar investigând toată această poveste, a descoperit și de ce savanții sovietici au hotărât ca anume aici, în Moldova, să fie făcute aceste experimente? Aici e o chestie mai tot interesantă. De ce Moldova? Deseori mi-am pus întrebarea asta și am întrebat și savanții care au fost implicați. De ce Moldova? Și răspunsul era foarte simplu. Moldova era considerată o țară experimentală. Deci aici se folosea tot, începând de la produsele chimice, pesticide și tot soiul de fosfor și... nu vă imaginați prin ce a trecut țărișoara noastră ca experiment de testare, ca pământ, pentru că este foarte bună pentru... țara era bună și acum este foarte bună pentru a crește produsele agricole. De asta și era foarte ușor de experimentat pe acest pământ. Neavând în Uniunea Sovietică pământuri similare, Moldova a fost aleasă în primul rând din considerentul ăsta și oamenii erau foarte loiali. Nu își puneau întrebarea că ar putea suferi anumite consecințe din cauza experimentelor. Mergeau orbește la executau ordinele foarte ușor. Uh-huh. Și cam asta a fost explicația care am primit-o. Asta e aflat din confesiunile celor pe care i-ai găsit implicați în acest proces? Corect. Asta a fost explicația, Moldova fiind pe post de șoareci de laborator, să zic. Un soi de experiment de testare, un câmp de testare, mai măricel. Câți oameni ți s-au mărturisit? Bine, mi-e greu să zic acum. Cred că vreo... istoria noastră e bazată pe confesiunile la 10-15 oameni, plus minus. Uh-huh. 10-15 oameni. Da, care au fost direct implicați în aceste experimente. Care lucru și care mărturisire din cele 10-15 ți s-a părut cea mai șocantă? Bine, toate mărturisirile. Eu, provenind dintr-o familie de jurnaliști și oameni de știință, probabil asta și s-a... asta așa a fost motivul de bază care m-a împins pe mine să fac acest documentar care are și elemente științifice și elemente de investigație. Cel mai șocant probabil este, da, totuși soarta oamenilor. Trebuie să recunosc că aici toți, 99% din oameni mi-au recunoscut că oamenii care au fost, toți colegii, sunt decedați. Deci toți care au, majoritatea care au fost implicați în experimente au decedat de tineri. Cu părere de rău, nimeni n-a mers mai departe de această constatare, nimeni nu a depus o plângere sau o petiție, că vă dați seama din acest număr mare de oameni care au trecut prin aceste chinuri. Nimeni nu și-a pus un semn de întrebare. Ce se întâmplă? Cu părere de rău, n-am auzit o asemenea relatare să zic că uitați-vă, noi dăm în judecat statul sau printr-o metodă mai care ar putea să facă dreptate soarta acestor oameni. Mm-hmm. Despre ce alte mărturisiri șocante ai aflat, Dragoș? Vom afla noi toți împreună după o scurtă pauză de publicitate. Revenim!
revenit, discutăm cu regizorul Dragoș Turea. Am înțeles că 10 ani ți-au luat pentru a te documenta despre acele lucruri groaznice ce se întâmplau în perioada sovietică. Dar totuși, durata filmărilor, cât a avut loc? Da, ce a urmat după acea documentare? Da, în cronologic, prima filmare a avut loc în 2010 la Bălți, la Institutul de Cercetări Agricole, la un institut numit Selecția, unde am fost inițiat în acele experimente și am prins istoria fasolei. O fasolă care în anii 60 a fost modificată pentru a fi pe placul conducerii și a fost modificată cu ajutorul radiației. A fost modificat culoarea, mai bine zis, pentru că oamenii nu erau obișnuiți să consume fasole negre care venise din Mexica, care era un soi mai puternic. Au făcut din fasole neagră, au făcut-o albă. Așa. Ca să poată fi ulterior cultivată aici la noi. Deci fasolea albă a noastră este modificată genetic? Asta vrei să ne zici? S-ar putea să nu se fi păstrat exact soiul ăla care a fost creat atunci, că acum toate semințele vin de peste hotare, nu mai au nume, toate sunt pe coduri deja. Și asta a fost prima istorie, dar încă nu înțelegeam bine cât de important este materialul ăsta. Și încet, încet am continuat cercetările, care m-au adus la alte confesiuni, la alte mașinării de tipul ăsta, la alte rezultate, la ulei de floarea soarelui schimbat, care, bine, semințele de floarea soarelui erau modificate astfel încât să fie asemenea celui de măsline, nu? Exact, da. Să aibă acele proprietăți ale uleiului de măsline. Și, bine, tot soiul de alte ciudățenii care nu prea se încadrau. În timp eu deja înțelegeam că ele nu prea se încadrau în acele promisiuni de care se vorbea, creșterea productivității cu 30%, o să mărim productivitatea, dar rezultatele nu le simțeam eu atât de mult. Și iată, 7 ani a durat până în 2017 am aplicat cu acel material acumulat deja ca o bază serioasă. Am aplicat la Centrul Național al Cinematografiei, de recent format atunci, și am obținut un punctaj destul de ridicat pentru scenariu și am fost susținut de stat pentru a continua, da, și a realiza producția documentarului. Iată, atunci deja s-a pornit o chestie mult mai serioasă, deja nefiind doar entuziasmul și resursele mele personale. Dar având și o responsabilitate foarte mare în spate, nu? Fiind ajutat de stat? Evident. Și așa era destul de... mi-am asumat acest subiect și practic am investit tot. Am făcut miza era la maxim pe acest subiect, deși eram doar eu unul care încercam să împing acest subiect. Dar era o responsabilitate față de acei oameni, una care e mai presus decât orice contract sau responsabilitate financiară, acea morală de a, totuși de a arăta că au fost jertfe pământurile noastre și oamenii au încercat să facă ceva, au încercat să atingă niște rezultate care, cu părere de rău, nu au fost pe așteptările lor și trebuie să ne amintim de cele oameni și să ne fie de învățare, poate. Să avem ce învăța, măcar asta, dacă nu putem alte chestii să le realizăm. Tu îmi ziceai la început că cel mai greu din tot acest proces a fost să găsești oamenii, nu? Da. Oamenii care ți-au făcut exact acele mărturisiri. Pe unde i-ai găsit? Dacă... ce ați vorbit, dacă ați rămas în relații după, dacă au vizionat filmul, dacă cu ce impresii au rămas? Da, o parte din ei mai sunt încă în viață, dar majoritatea savanților în scurt timp după interviuri au decedat. Cu părere de rău, chiar și prin 2014 și 2015, mă tot sunau, Dragoș, când e gata filmul, și eu cu... înțelegând că e contra cronometru lupta, dar nu puteam să fac nimic și cumva mă simțeam îndatorat față de acești oameni, dar majoritatea au decedat. Cei care au făcut confesiunile în film sunt
plecați deja, nu mai sunt printre noi. Astfel avem această istorie unică care sper să rămână și pentru multe sute de ani înainte, pentru publicul din viitor. Uh-huh. Hai să vorbim acum un pic implicit despre film. Uh-huh. Filmul încă nu poate fi vizionat și de ce o să întreb pe tine? Da. Pentru că încă nu a avut loc premiera. În sine despre asta, da. Câteva zile în urmă am obținut o veste foarte bună. Filmul a fost selectat la 25-a ediție a Festivalului Internațional de Film din Sarajevo, care este un festival foarte prestigios. Și a trecut preselecția și acum urmează să intre în competiție, adică a intrat în competiție pentru premii foarte valoroase care se va desfășura în luna august și vom avea premiera acolo mondială. Deci Grădina Sovietică va fi proiectată pe marile ecrane în Sarajevo pe 18 septembrie. Vă invit și pe dumneavoastră, dacă doriți, să asistați la premiera filmului. Uh-huh. După care urmează să-l arătăm și în Moldova. Probabil o să o facem la Moldox, este un festival de film care este organizat la Cahul de directorul festivalului Maxim Cărlan, care este un festival dedicat exclusiv documentarului și probabil vom face premiera națională acolo, în septembrie, în Cahul. Acum negociem cu Maxim condițiile de proiecție și de asemenea, pe această ocazie vreau să îndemn toți cineaștii să participe la workshop-urile organizate la Moldox, cei care au istorie în dezvoltare sau istorii care ar putea ajunge subiect de documentar, să aplice la workshop-urile organizate de Moldox pentru a-și dezvolta, a-și da formă acestor istorii care durează timp și experiență să o faci. Așa că îndemn pe toți să urmărească rețelele Moldoxului pentru a afla mai multe despre festival și workshop-urile organizate acolo. După atâta timp de muncă asiduă, Dragoș, mă gândesc că ai și așteptări foarte mari din partea publicului. Cum crezi că va fi primit filmul tău de către public? Este o provocare. Noi, regizorii, suntem cu capul în nori și de obicei vedem lucrurile diferit. Și nu poți să zici care va fi efectul asupra publicului până nu vezi. Dar cu siguranță o să strânească și critică și apreciere din partea publicului, fiind un subiect tabu, un subiect care nu s-a mai discutat. Și deci o să vedem. Trebuie să vedem, să așteptăm recenziile criticilor și să le luăm la... să le luăm deja, pe viitor. Deja văd că te pregătești foarte intens pentru critică. Evident, care va fi acel moment controversat? Critica este un element, un ingredient, eu aș zice, substanțial pentru a... foarte necesar pentru a crea un produs. Pentru că... și pentru a-i defini valoarea până la urmă. Evident. Deci critica vine mereu ca să cumva să stimuleze persoanele de creație să-și accepte greșelile, să înțeleagă ce ar putea schimba pe viitor. Pentru că dacă faci un film în 10 ani, probabil în toată viața nu reușești atât de mult să le faci. Dar cel mai plăcut este faptul că filmul a fost selectat. Și asta înseamnă deja un lucru mare pentru cinematografia națională și pentru film, nu pentru mine personal, că este filmul contează până la urmă. Deci, cum ai aflat și cum ai reacționat când ai aflat că bine, filmul cred, tău da, a fost un moment destul de plăcut, pentru că filmul nu poate trece peste tot, este evident. Dar faptul că a trecut la Sarajevo, noi toată echipa am fost... Deci asta e și răsplată, de fapt, pentru lucru care îl faci. Că nu mulți reușesc să ajungă la asemenea performanță de a fi selectat la un festival de asemenea categorie. Și
Mulțumesc echipei, mulțumesc producătorului din România, echipei din România, echipei din Moldova, pentru că e și România implicată în acest film. Am obținut susținere financiară și de la Centrul Național al Cinematografiei din România și de la Televiziunea Română, Societatea Română de Televiziune. La fel am fost susținuți pentru postproducție. Mulțumesc sponsorilor, mulțumesc la toți care au fost implicați și au crezut în acest proiect. De ce crezi că publicul ar trebui să vadă acest film? Cu ce plus valoare vine filmul tău? Bine, o să aibă multe de învățat. Cred că ar fi prematur să le zicem, să le dăm ură în gură, altfel stricăm... De ce? Mai poți să intrigi în modul acesta. Da, da, sigur, o să aibă multe de învățat. Vor vedea cum poate influența o știință asupra unei națiuni, într-o perioadă de 70 de ani. Ce efecte pot avea acele dorințe oarbe de a crește, de a avea mai mult, să zic. De fapt, în acestor cuvinte se învârte și tot filmul. Tendința omului de a avea mai mult, care, încercând să obțină acest mai mult, îi scapă foarte multe alte chestii. Uh-huh. Tu crezi că impactul din acea perioadă a lăsat urme chiar și până în prezent? Și pentru viitor. Și pentru viitor. Și vorbim de cifre care s-ar... Dacă ar fi să vorbim de anumite substanțe care au fost utilizate, vorbim de o cifră de 60.000 de ani. Asta 60.000 de ani. 60.000 de ani. Unde ai luat această cifră? Este perioada de înjumătățire a carbonului C14, care s-a folosit foarte intens la noi. Și o perioadă din înjumătățire este de 6.000 de ani la carbon C14. Și această substanță trebuie păstrată minim 10 perioade de înjumătățire. Asta ar fi egal cu 60.000 de ani. Pentru acele experimente, generațiile din viitor trebuie să le poarte grijă, să investească resurse enorme pentru a le păstra în siguranță, pentru că este foarte periculos și nociv. Grădina Sovietică este primul tău film? Nu. Este primul meu film de lungmetraj. Dar am mai făcut un documentar înainte de Grădina Sovietică, care se numește Vasile Mămăligă. Este istoria unui aventurier, este istoria unui personaj din Pașcani, Hâncești, de la noi, din Moldova, care a făcut revoluție în Indonezia. Și ăsta a fost filmul meu de diplomă la facultate, la regie film, care la fel a fost premiat și apreciat aici la noi de Uniunea Cineaștilor. Și un film de documentar de scurt metraj cu care m-am lăsat în cinematografie. Ce alte subiecte te mai interesează? Mă gândesc acum cu acest succes, cu avalanșa asta de comentarii care vor fi după lansarea acestui film, te vei apuca mai mult de treabă. Da, probabil voi continua. Bine, acum coacem un subiect care la fel durează timp. Nu pot să-l zic acum în fața camerelor, că s-ar putea să mai aplicăm la anumite concursuri și nu putem să-l divulgăm, dar este un subiect care nu este mai slab decât cel cu radiobiologia Moldova, care va prezenta interes. Vizează tot o problemă actuală sau a fost o problemă din... Cred că e mult mai actuală decât Moldova? Decât cea, și se referă la toată populația în general. Asta ar fi un subiect care la fel cred că vom lucra vreo 5-6 ani până îl vom încheia. De ce durează atât de mult? 5-6 ani totuși este un termen extrem de mare pentru un regizor, pentru realizarea unui film. Aici e provocarea cea mai mare. Este care ar fi istoria care ar putea să prezinte interes? Pentru un documentarist sau un om de creație, este o istorie care ar putea să treacă preselecțiile, care ar putea să prezinte interes pentru toată lumea, nu doar pentru publicul local. Și aici e cea mai mare provocare. Cum găsești acest subiect care prezintă interes? Cum ții spectatorul în scaun durata unui film de lungmetraj? Cum o faci? Și atunci căutarea subiectului durează mult. De obicei, subiectele sunt complicate.
sau greu de accesat, sau sunt mai secrete, sau sunt mai subiectele care au un element dramatic și ingredientele care nu sunt atât de accesibile. Și atunci durează timp cercetările, durează tot. Tot procesul durează lung, la fel și postproducția, care poate dura până la 2 ani, după ce se acumulează tot materialul. În calitatea ta de regizor și de documentarist, vreau să te întreb despre filmul care face furore acum, despre Chernobyl. Tu l-ai privit? Da, eu l-am privit și... Tot are așa o tentă de radioactivitate. Da, este același subiect, este același experiment sovietic într-o regiune post-sovietică. Deci sunt aproape, au o legătură foarte strânsă subiectele noastre. Cum ți s-a părut filmul ție? Da, impresionant, bine. Impresionant, dar din câte știu, băieții, autorii scenariului și echipa a lucrat tot la fel peste 10 ani pentru a construi această istorie. Deci lucrurile bune se construiesc în timp și durează timp. Și au, la fel au făcut un lucru foarte responsabil, o chestie care va dura mult, mult, pentru o perioadă foarte lungă de timp. Deci nu este un subiect care se epuizează într-un sezon sau într-o lună sau două sau într-un an. Sunt niște chestii foarte responsabile, subiectul care durează practic până la nesfârșit. Poate fi accesat acest subiect și el mereu este actual. Te gândești eventual să faci astfel încât filmul tău să poată fi vizionat online? Da, cu siguranță. Pentru după că nu toată lumea merge la festivaluri de film. Cu siguranță. Cu siguranță îl vom posta și online în timp, dar acum totuși scopul nostru e să-l facem cât mai vizibil pe plan mondial și să-l... Cumva ne creează și o imagine, chiar și cinematografie și Moldovei în general, pentru că subiecte de Moldova nu prea vin pe arena internațională. Mă refer la film, în mod special. Vine o cantitate foarte mică de content, de conținut. Și atunci misiunea noastră și a cinematografiștilor este de a crea subiecte care ar putea să ajungă la publicul internațional. Asta e opinia mea personală și îndemn la responsabilitate și colegii din cinematografie, totuși să încercăm să găsim subiecte care ar depăși cu mult granițele micii noastre republici. Mm-hmm. Care crezi să cele subiecte legate de țara noastră care ar putea interesa o lume întreagă? Nu cred că... Nu știu neapărat dacă subiectul putem să le enumerăm acum, ci elementul dramatic din acele subiecte. Ce istorie ar putea prezenta interes sau istoria în sine? Sunt multe, dar cum construiești narațiunea, cum se desfășoară istoria, asta e cel mai important ingredient pentru a ajunge la urechile oamenilor. Ea poate fi mult mai simplă decât ne imaginăm. Poate fi un subiect mult mai simplu și poate fi bazat doar pe un personaj. Nu neapărat să fie o țară întreagă, dar să fie atât de bine construit și linia dramaturgică să fie țesută într-așa fel să ajungă la urechile oricărui om. Deci, asta e elementul principal, totuși istoria și narațiunea. Totul a început, toată această aventură a început de la faptul că tu investigai moartea bunicii tale. Din dragoste față de bunica ta și din respect pentru amintirea ei. Ce crezi că ți-ar zice bunica acum dacă ar putea vedea produsul finit? Eu cred că ei ar plăcea mult să vadă... E și un film nostalgic până la urmă. Deci avem acea perioadă, acel avânt care lipsește oamenilor din post-sovietici, deci cei care au trăit perioada sovietică. Și chiar dacă are acest element de pericol și dramă în film, sunt și niște momente care oamenii le-au trăit și au trăit fericit în acele momente. Și bunica a fost și ea una dintre persoanele alea care a trăit această perioadă, frumos a trăit-o.
indiferent de toate nevoile pe care le-au trăit. Și cred că bunicii el plăcea să vadă acest film, cu atât mai mult că ea și joacă în filmul ăsta, bine, post-mortem, dar sunt materiale de arhivă care o arată și acele mărturisiri care, bine, prin vorba mea, care i-au aparținut. Care mărturisire crezi că ar zgudui-o cel mai tare? Din nou, soarta poporului nostru moldav, care a fost folosit pe nedrept, eu cred, pentru a realiza aceste indicații puțin absurde din punctul meu de vedere, dar ce putem face noi este să documentăm și să conservăm acele materiale și să le facem, să le punem pe platou așa ca lumea să le poată digera. Să nu fie doar elemente științifice, ci să fie exemple, oameni, istoriile oamenilor care au trecut prin acele experimente. Dacă până mai de mult lumea filmului Moldova parcă abia a încercat să iasă la suprafață, acum vedem că tot mai multe filme, inclusiv documentare, sunt apreciate la scară internațională chiar. Și în acest context o să te întreb care sunt planurile tale pentru viitor, când vezi că deja filmul începe să intre foarte hotărât în Moldova. Nu doar grădina sovietică intră pe, în arena mondială cinematografică, sunt mai multe proiecte care se desfășoară, se realizează în prezent, care au fost încheiate. Proiectele circulă. Circulă destul de des, încet, încet, comunitatea cineaștilor moldoveni se întâlnesc la evenimente cinematografice din tot globul, în mod special regiunea noastră europeană. Tot mai des și mai des producătorii se întâlnesc peste hotarele țării și încet, încet se formează o comunitate de cineaști care circulă și devenim o echipă, dar printr-un proces care nu poate fi evitat, atâta timp cât subiectele prezintă interes, se formează o comunitate care, în care eu salut și mă bucur foarte des să văd colegii prezenți la aceste evenimente, unii participă și filmul meu sau... Deci se întâmplă un lucru bun după mine și apariția Centrului Național al Cinematografiei, care organizează an de an sesiuni de finanțare. Și lucrurile se mișcă spre bine. Și asta e un lucru îmbucurător. Dragoș, îți mulțumesc tare mult pentru o discuție. Vă mulțumim și vouă, dragilor, că ne-ați urmărit. Să aveți o seară minunată și numai bine!